Autoritățile locale de Jene au decis să afle opinia cetățenilor orașului cu privire la oportunitatea organizării cele de-a 32-a ediție a Zilelor Municipiului Dej și a Festivalului Samus. La sondajul de opinie au participat 626 de persoane, iar 84 dintre respondenți au răspuns afirmativ la întrebarea legată de oportunitatea organizării festivităților de Jene din acest an. Da, am apelat la această metodă pentru că în situație de criză mi se pare absolut firesc și normal ca primarul să consulte cetățenii în situații mai deosebite. Dar una e dorința primarului și alta e opțiunea cetățenilor municipiului. Deci în acest context am făcut acest sondaj de opinie unde s-au exprimat poziția 628 de persoane, din care 98 de persoane pe site-ul primăriei, 528 de persoane direct în chestionar făcut de Serviciu Casei de Cultură și de cei de la compartimentul mass media. Cetățenilor care au acceptat să participe la realizarea sondajului de opinie ni s-a cerut să răspundă la 3 întrebări prin da sau nu. Astfel, la întrebarea dacă sunt de acord ca în acest an să fie organizate zilele municipiului Dej și Festivalul Samus, 84% dintre cei chestionați au răspuns afirmativ. 74% dintre cei intervievați au răspuns de asemenea afirmativ la cea de-a doua întrebare cu privire la propunerea ca durata manifestărilor să se reducă de la 3 la 2 zile. 82% dintre dejenii care au participat la sondajul de opinie au fost de acord cu propunerea ca anul acesta finanțarea festivalului să se facă numai din banii care vor fi colectați prin închirierea domeniului public din centrul orașului în perioada manifestărilor și să nu se folosească niciun leu din taxele și impozitele locale. 18% dintre respondenți nu au fost de acord cu această propunere. Deci primarul a avut o situație foarte delicată și să decide. În situația în care nu voi organiza festivalul Samus, nu voi încasa absolut nimic din închirierea din zona centrală, iar dacă organizez festivalul Samus, fac această închiriere și suma o distribui direct pentru a organiza festivalul și zilele orașului. Mai mult, dacă organizez acest festival, dejenii au posibilitatea, fără să plătească nimic, să aibă acces la un spectacol. Tinerii pentru muzică ușoară, cei mai în vârstă sau adolescenții, cei de vârstă medie și pentru muzică populară.